Sâmbătă, bărbatul în vârstă de 50 de ani a consumat alcool într-un bar, iar apoi a vrut să ajungă acasă la un bloc situat în zona parcului Mihai Eminescu. Aflat într-o stare avansată de ebrietate, omul a reușit să urce până la etajul 4 al blocului, dar, înainte să intre în casă, și-a pierdut echilibru și a căzut printre balustrade. Norocul a făcut ca trupul să-i rămână blocat între etaje. Un vecin a fost cel care l-a găsit pe bărbat suspendat cu capul în jos și sângerând. Salvatorii au fost solicitați și s-au deplasat de îndată la fața locului. S-a auzit o bubuitură și după aia cineva a gemând. Și atunci am deschis ușa și eu n-am văzut. Și aici acum? Da. Și soțul a anunțat la 112 și a venit. A fost întâi salvare, după aceea poliția, după aceea pompieri. A, și ei l-au spus. Da, da, da. A avut noroc, era cu capul așa spânzurat în jos și se ținea de nu știu cum, printre zebrelele astea, știți? Cum era capul, nu știu, de piscare. Nu știu cum, chiar și eu mă mir cum a căzut. Căzut și pantoful la un șoc. Da. Și au avut ridicatea aceasta, să-i capul jos, dacă l-am văzut. Până unul că era mort, dar cădea, se ducea jos. Salvatorii au fost solicitați și s-au deplasat de îndată la fața locului. Nu trebuie alea, că dacă nu trebuie alea, el îți face cior de acolo. El mă trebuie tras în coace. Nu, chiar trebuie tras de acolo în coace. Hai că nu vedem, nu o să știe. El strig piciorul blocat acolo, el te-a prins din mâini și tras în sus, avea cu tătul. Pompierii botoșoneni au fost solicitați sâmbătă dimineață să intervină pentru a salva un bărbat care a căzut de la etajul 4 între balustrade la etajul 3 al unui bloc din municipiul Botoșani. Victima a fost coborâtă din captivitate și predată colegilor de la Serviciul Județean de Ambulanță pentru a fi transportată la spital. Intervenția a fost una dificilă, având în vedere faptul că bărbatul era într-un spațiu îngust și putea să cadă oricând. În câteva minute, bărbatul a fost scos dintre balustrada, așezat pe o targă, supus primelor investigații medicale, iar apoi transportat la unitatea de primiri urgențe. Salvatorii spun că bărbatul a avut mare noroc. Persoana a fost transportată în condiții de securitate la spitalul județean. Putem să spunem că a avut noroc că persoana? A avut noroc pentru că dacă în poziția în care era suspendat ar fi căzut între scări, șansele de supraviețuire ar fi fost minime. Bărbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranian acut, traumatism de bazin, plagă la membru superior drept. Starea bărbatului este acum stabilă.